Dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou live. Subiectul pe care vreau să-l abordez pe scurt în seara asta este unul foarte serios și toți cei care ați vizionat vreodată clipurile mele sau v-a interesat vreun anume subiect, sper să ascultați clipul ăsta pentru că este pentru absolut oricine. Și în primul rând este pentru mine. Este un eveniment foarte, foarte important în Sfânta Scriptură, când premergătorul Domnului Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, spune Luca că a venit și a început să spună mulțimilor: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și cred că întrebarea asta profetică, care descoperă într-un fel starea inimilor oamenilor, întrebarea asta ar trebui să răsune peste viacuri. Probabil că nu este unul dintre cele mai predicate texte. Probabil că nu este confortabil nici să auzi așa ceva, o asemenea întrebare sau o asemenea confruntare, și nu este confortabil nici să rostești asemenea cuvinte, mai ales că îți pui întrebarea dacă ești în măsură, dacă ai autoritatea să faci așa ceva. Cu siguranță discernământul, chemarea specială pe care a avut-o Ioan, descoperirile profetice speciale pe care le-a avut Ioan, ne lipsesc nouă ca indiviz, da? El a fost într-o poziție unică de a fi premergătorul Domnului Iisus Hristos și de a confrunta sistemul iudaic, poporul lui Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, care urma să răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. Chemarea lui a fost să-l confrunte și să-l cheme la pocăință. Întrebarea practică pentru noi este dacă eu și dacă tu suntem sau nu pui de năpârci. Asta este întrebarea cea mai importantă, da? Este întrebarea serii, este întrebarea, ar trebui să fie întrebarea vieților noastre și cred că fiecare biserică ar trebui să audă la un moment dat această confruntare, da? Această întrebare. Suntem sau sunteți cumva pui de năpârci? Cum știm lucrul ăsta? Cum știu dacă sunt pui de năpârcă? Cum știu dacă nu cumva încuviințez sau fac parte dintr-o biserică în care sunt pui de năpârci? Dacă nu cumva contribui la producerea de pui de năpârci, în loc să contribui la evangelizarea oamenilor și la nașterea unor credincioși, da? Să fim și noi ca Apostolul Pavel, oameni care vedem că în urma lucrării noastre se produce această naștere din nou în anumiți oameni. Cum știm că suntem pui de năpârci sau cum știm că nu suntem sau cum știm că ceilalți lângă noi sunt sau nu sunt? În primul rând, pui de năpârci sunt oameni care urmează doar formalitățile religioase. Dacă uitați la ce spune Ioan Botezătorul, el spune așa: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Când spune el lucrul acesta? Spune când a văzut că mulțimile ieșeau să fie botezate de el. Deci mulțimile au auzit: o venit cineva, crede că este un proroc de la Dumnezeu și lucrul pe care el îl cere e să ne pocăim și să ne botezăm. Care e lucrul cel mai simplu de făcut? Păi să ne botezăm. Bun, ne botezăm. Dacă noi suntem și evrei, avem strămoși pe Avram, Isaac, Iacov, avem legea, avem prorocii, avem jertfele, avem ritualurile, avem ceremoniile. Ce trebuie să mai facem? Să ne botezăm? Nu e niciun fel de problemă. Facem și formalitatea asta religioasă. Și dacă vă uitați bine la lumea în care trăim acum și la, mă refer la mediul evanghelic în care noi trăim astăzi, poate cel mai simplu lucru de făcut este să urmezi formalitățile religioase. Cel mai ușor lucru de făcut este să faci formalitățile religioase. Și poate prin expresia asta ai putea să descrii astăzi mediul evanghelic. Formalitate. Multă formalitate religioasă. Trebuie să ne botezăm, ne botezăm. Trebuie să cântăm la orchestră, cântăm. Trebuie să mergem la cor, mergem. Trebuie să ascultăm 2 ore ce se întâmplă în slujbă. Facem lucrul ăsta. Spune Domnule ce trebuie să facem și facem ca să fim în regulă cu Dumnezeu. Problema este că în spate nu există un substrat, nu este o temelie spirituală acolo. În multe cazuri nu există naștere din nou și nu există pocăință adevărată. Nu există credință reală în Domnul Iisus Hristos. Și asta este marea tragedie a bisericii instituționalizate, a bisericii formalizate. O biserică care pretinde că este evlavioasă, care face în numele Domnului Iisus Hristos multe lucruri, tot ce îi se cere, formal, exterior, legalist, dar în spate nu are o viață, nu are evlavie, nu are teamă de Dumnezeu, nu are o naștere din nou reală, nu are o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu care să fi schimbat temelia vieții acelor oameni. Asta este tragedia. Tragedia este să vezi niște biserici
care au o formalitate care arată foarte bine în exterior, dar în spate este gol. În spate este putreziciune, în spate este mortăciune spirituală, stricăciune spirituală. Nu există viață spirituală, nu există naștere din nou, nu există lucrarea Duhului Sfânt, nu există intervenție supranaturală a Duhului Sfânt. Da? Nu există acel vânt a Duhului Sfânt care să sufle și să aducă oamenii la viață. Asta este cea mai mare tragedie. Puiul de năpârc este omul care împlinește formalități religioase, dar nu are substrat. Da? Ăsta este primul aspect. Al doilea lucru pe care îl vedem la puii de năpârci este că ei nu împlinesc cerința fundamentală pentru a fi copilul lui Dumnezeu, și anume pocăința. Spune Scriptura că Ioan a venit să predice botezul pocăinței. Ei făceau botezul, dar nu se pocăiau. Mulți dintre ei. Unii s-au pocăit, bineînțeles, dar mulți dintre ei nu se pocăiau, pentru că spune Scriptura așa. Spunea mulțimilor care ieșeau să fie botezate: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Cine v-a arătat să fugiți de mânia viitoare? Voi credeți că printr-un ritual ați transformat botezul într-un ritual? Credeți că scăpați de mânia viitoare prin ritualul ăsta? Nici vorbă de așa ceva. Oamenii aceștia se botezau, dar nu se pocăiau. Adică făceau formalitatea exterioară, dar nu aveau substratul, temelia aceasta lăuntrică a vieții de credință, și anume pocăința. Părerea de rău pentru păcate, mărturisirea păcatelor, asta era cerința când el îi chema la botez, da? Nu exista o întoarcere reală de la păcat spre Dumnezeu, o renunțare la vechea viață și o trăire nouă pentru Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu. Dar nu exista o dispoziție, o redirecționare a vieții dinspre lucrurile lumii, dinspre păcat spre Dumnezeu. Nu exista pocăință. Puiul de năpârc este omul care împlinește formalitățile religioase și nu are pocăință, nu are pocăință în viața lui. Și aceasta este, repet, marea tragedie. Marea tragedie este să faci parte dintr-o biserică, poate să te naști din familie de credincioși, să fi mers la grupele de copii, să fi mers de mic la adunare, să fi avut părtășie în familie, să fi citit Biblia, să te fi rugat, să fi învățat poezii, cântece, să fi învățat rugăciuni, să fi învățat mărturisiri de credință, să fi învățat versete din Biblie, psalmi și așa mai departe, și să nu te fi pocăit niciodată. Asta înseamnă că natura ta este încă o natură păcătoasă. Tu nu te-ai pocăit niciodată. N-ai avut niciodată parte de o eliberare a vieții tale. N-ai avut niciodată la capătul puterilor. N-ai avut niciodată să capitulezi înaintea Domnului Iisus Hristos. N-ai ajuns niciodată la punctul ăla de epuizare, de disperare, în care să strigi la Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine că sunt pierdut. N-ai avut niciodată la momentul ăla. Ai împlinit formalitățile. Ai mers de mic la adunare, poate. Sau ai împlinit formalitățile. Te-ai botezat și ai zis: Doamne, dacă îți botezat, ți-ai liniștit cumva conștiința, îți rezolvat. Și nu ești. Și nu ești pentru că nu te-ai pocăit, da? Nu ai pocăință. Puiul de năpârc este acela care are o natură așa cum s-a născut, o natură păcătoasă, care niciodată prin pocăință nu s-a întors la Dumnezeu. În al treilea rând, puiul de năpârcă, pentru că are numai formalități religioase, pentru că nu are pocăință, nu are nici roade ale pocăinței. Uitați ce spune Ioan Botezătorul, el zice așa: faceți deci roade vrednice de pocăință. Faceți roade vrednice de pocăință, adică demonstrați pocăința voastră. Voi faceți o formalitate exterioară care ziceți că arată pocăința, adică botezul. Dar nu ați împlinit realitatea interioară, anume să faceți rod vrednic de pocăința voastră. Întotdeauna pocăința se va arăta în exterior. Eu spun: sunt pocăit. Nu are nicio valoare pretenția mea. Nu are nicio valoare declarația mea, mărturisirea mea. Îi bună dacă ea este urmată și ea este bazată pe o realitate lăuntrică și apoi se demonstrează, se dovedește, da? Rezultă în niște roade, în niște fapte, într-o trăire transformată. Noi nu suntem mântuiți prin sfințire. Noi suntem mântuiți prin roade. Noi nu suntem mântuiți prin efecte. Noi suntem mântuiți prin rezultate. Prin ele însă le arată că sunt ceva ce urmează. Noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, când ne punem toată încrederea. Dar această încredere în Domnul Iisus Hristos, dar această convertire, această întoarcere, această pocăință față de Dumnezeu, întotdeauna va rezulta în fapte, va rezulta în sfințenie, va rezulta în supunere, va rezulta în ascultare, va rezulta într-o dispoziție de ascultat de tot ce spune Dumnezeu. Spune eu acum că vom fi perfecți, că vom fi desăvârșiți din punctul în care ne-am întors la Dumnezeu? Nici vorbă de așa ceva. Ferească Dumnezeu să dau speranțe false și să învăț această minciună că ai putea deveni desăvârșit din momentul acesta. Nu cred așa ceva. Dar pocăința îți va da o dispoziție, o direcție, o înclinație, o predispoziție a vieții tale spre Dumnezeu.
va exista o turnură fundamentală a însăși temeliei vieții tale. Va exista o inversare fundamentală, esențială a personalității tale, dinspre lume, spre Dumnezeu, dinspre diavol, păcate, pofte și așa mai departe, spre Dumnezeu, spre lucrurile cerești, spre viața veșnică. Va exista această schimbare fundamentală care se întâmplă în însăși natura personalității noastre, natura ființelor noastre, și această lucrare este făcută de Dumnezeu prin nașterea din nou, când El ne dă credință și pocăință. Dacă nu există roade ale pocăinței, nu există pocăință. Și dacă nu există pocăință și roade ale pocăinței, poate să existe orice altceva. Poate să existe membralitate într-o biserică, poate să existe membralitate într-un cult, poate să dai zecioală, poate să dai la săraci, poate să-ți dai trupul să fie ars, poate să te botezi de câte ori vrei tu, poate să te botezi în ce biserică vrei tu, poate să te botezi unde vrei tu. Nu are nicio valoare. De ce? Că nu există temelie. Temelia spirituală. Nu există substratul spiritual, fundamentul spiritual. Și o casă fără temelie este destinată prăbușirii. Asta ne învață Domnul Iisus Hristos. În al patrulea rând, puiul de năpârcă este motivat doar de frică. Aici puiul de năpârcă, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Adică, Domnule, spun eu, pe tine nu te interesează de Dumnezeu? Pe tine nu te interesează de valorile lui Dumnezeu? Pe tine nu te interesează de caracterul lui Dumnezeu? Pe tine nu te interesează să-L cunoști pe Dumnezeu? Viața veșnică, spune Domnul Iisus, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe Fiul tău pe care L-ai trimis, da? Adică pe însuși Domnul Iisus care vorbea în momentele acelea. Aia e viața veșnică. Viața veșnică nu înseamnă să zic vreau și eu să mă duc în cer. Mi-e frică de iad, mi-e frică de chin, vreau să mă duc în cer. Aia nu este viața veșnică. Aia este o motivație firească care s-ar putea să găsească și Satan. Și Satan bănuiesc că nu și-ar dori să o veșnicie întreagă să sufere în chin. Și el și-ar dori să fie în cer. Asta și-a dorit dintotdeauna. Așa a căzut Satan. A vrut să fie ca Dumnezeu. A vrut să fie acolo. Dar asta nu arată transformarea din noi. Dacă singura motivație pe care eu o am în viața asta este să scap de iad și să scap de mânia lui Dumnezeu și n-am niciun interes pentru Dumnezeu, pentru voia Lui, pentru sfințenia Lui, nu-mi pasă de Dumnezeu în realitate, atunci am o problemă. Am o problemă foarte mare. Dacă nu sunt motivat de dragoste pentru Dumnezeu, dacă n-am văzut niciodată frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu, frumusețea caracterului, persoanei, voiei lui Dumnezeu și nu sunt atras, nu sunt cucerit de Dumnezeu, dacă nu mi s-a arătat niciodată slava lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos și nu m-a cucerit Dumnezeu în felul acesta, nu am nicio legătură cu Dumnezeu. Și aia nu este mântuire. Și aia nu este mântuire. Să nu ne înșelăm și să credem că fugind de mânia lui Dumnezeu înseamnă că suntem mântuiți, că nu suntem. Nu suntem. Întrebarea este dacă îl iubim pe Dumnezeu. Întrebarea este dacă ne-a cucerit Dumnezeu cu frumusețea Lui. Întrebarea este dacă ni s-a descoperit Dumnezeu, dacă ni s-a revelat Dumnezeu, dacă ne-a arătat Dumnezeu slava Lui. Dacă auzi cuvintele astea și ți se par niște nonsensuri, frumusețea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, să mi se pară Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu. Dom'le, pe mine nu mă interesează, eu vreau să fac tranzacția religioasă și să scap de iad. E o problemă. O problemă fundamentală. Și la mijloc este destinul nostru veșnic. La mijloc este viața noastră veșnică. La mijloc este însăși eternitatea noastră. Nu sunt niște lucruri așa ușoare pe care le rostim. Și confruntarea pe care Ioan a făcut-o n-a fost ceva exagerat. Confruntarea pe care Ioan a făcut-o mulțimilor a fost intenționată ca să-i trezească pe oamenii aceștia. Și al cincilea lucru care arată că un om este pui de năpârcă este faptul că se bazează pe altcineva. Ia uziți ce spune Ioan Botezătorul. Zice Ioan Botezătorul și nu cumva să ziceți, să nu începe să ziceți în voi înșivă avem pe Avram ca tată. Adică ne botezăm că mai trebuie făcut și asta, dar până la urma urmei, domnule, noi suntem copiii lui Avram. Nu vă sună foarte familiar lucrul ăsta chiar după 2000 de ani? Trăim în România. Zic românii că e grădina Maicii Domnului. Zic românii că ești creștin de 2000 de ani. Nu vi se pare că asta sună cu ce a spus Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul a spus asta acuzator. Da? Nu spuneți în voi înșivă. Noi suntem creștini de 2000 de ani. Noi avem pe tată de Avram de multă vreme. Avram al nostru, părintele nostru Avram, se duce departe în istorie. Avem o linie, o linie spirituală. Avem o linie spirituală, o linie a credinței extraordinară. Tatăl nostru e Avram. Tatăl credincioșilor, în care vor fi binecuvântate toate neamurile. Și oamenii care spuneau asta urmau să fie pierduți pentru totdeauna. De ce? Pentru că ei nu făceau faptele lui Avram, ei nu aveau credința lui Avram. Ei nu aveau Dumnezeul lui Avram. Ei nu mă mărturiseau cu gura. Puiul de năpârcă se bazează pe altcineva, da?
Asta spune, poate, zicem, da, așa e, românii așa spun că și ei sunt creștini de 2000 de ani și nu e adevărat lucrul ăsta. Hai să ne gândim puțin la noi, evanghelicii. Mulți dintre noi ne-am născut în familii de credincioși și avem cumva sentimentul ăsta fals că deodată ce părinții mei au fost credincioși și eu m-am născut în familie de pocăiți și m-am născut în familie de pentecostali sau de baptiști sau de creștini după Evanghelie, cumva sunt mai aproape de cer. Cumva, dacă n-am trăit în păcate scandaloase, cumva n-am nevoie chiar de aceeași pocăință de care au nevoie sataniștii, curvarii lumii ăstea, hoți lumii ăștia, mincinoși lumii ăștia. Noi n-am fost niciodată așa. Noi n-avem nevoie de aceeași lucrare. Ba da. Tocmai asta spune Ioan Botezător. Voi care sunteți evrei, care vă lăudați cu Avram, voi aveți nevoie de aceeași pocăință radicală. Aveți nevoie de aceeași experiență a nașterii din nou. Un învățător al legii stă față în față cu Domnul Iisus Hristos. Nicodim, trebuie să te naști din nou. Dacă nu te naști din nou, ești pierdut pentru totdeauna. Nu poți vedea, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. O lucrare pe care o poate face numai Duhul Sfânt când vine cu putere și lucrează în viețile noastre. Stăm într-o țară și evanghelicii au împrumutat asta de la ortodoxie. Ne bazăm pe părinții noștri cumva. Noi nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu de fusta mamei care a fost pocăită și s-a rugat și a fost credincioasă. Nu putem intra așa. Pocăința, evlavia, sfințenia nu se mă lipsește. Credința nu se mă lipsește de la părinți. Biblia spune că credința este darul lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu. Credința nu vine de la strămoșii noștri. Credința lui Avram nu s-a transmis la urmașii lui. Domnul Iisus Hristos spune, știu că sunteți sămânța lui Avram, dar dacă ați fi fiul lui Avram, adică dacă ați avea natura spirituală a lui Avram, dacă ați fi credincioși ca Avram, ați face faptele lui Avram. Și apoi îi confruntă și spune la liderii religioși a vremii, care veneau din Avram și se lăudau ca Avram, voi aveți de tată pe diavolul. O confruntare teribilă pentru oamenii aceștia, teribilă. Trebuie să fi sunat extrem de șocant, de dur și de agresiv. Să ne spună nouă, care avem strămoși pe Avram, că avem de tată pe diavolul, da, pentru că făceau faptele lui. Pentru că vreau să împlinească voile lui, dorințele diavolului. Și așa se întâmplă și astăzi. Puiul de năpârc este omul care se bazează pe strămoși. Avram era un sfânt, era un strămoș, era un sfânt. Și ei se bazau pe strămoșii lor, pe sfântul ăsta. Și astăzi oamenii se bazează pe strămoșii lor, poate pe părinții lor, poate pe bunicii lor sau pe anumiți sfinți. Dar asta nu îi mântuiește. Asta nu le rezolvă problema pe care ei o au cu Dumnezeu. Nu se poate rezolva problema așa. Ioan Botezător confruntă radical ideea asta falsă. Că ai putea cumva să te bazezi pe sfinți. Că ai putea să te bazezi cumva pe strămoșii tăi. Că cumva credința lor, sfințenia lor te poate ajuta pe tine. Nu te poate ajuta. Că cumva avem o tradiție lungă de înaintași, de oameni care le-au iubit pe Dumnezeu și cumva ne ajută și pe noi lucrul ăsta. Nu ne ajută. Ăsta e puiul de năpârcă care crede că se poate baza. Esența asta este principiul pe care se bazează puiul de năpârcă. Te poți baza pe altcineva. Pe un strămoș. Pe un sfânt. Pe cineva care a avut credință mai mare. Pe cineva care l-a iubit pe Dumnezeu. Pe cineva care s-a încrezut în Dumnezeu. Care a trăit sfânt. Pe cineva evlavios. Pe cineva reprezentativ din linia noastră genealogică. Și Ioan spune, nici vorbe de așa ceva. Trebuie să vă pocăiți. Trebuie să vă întoarceți cu adevărat la Dumnezeu. Trebuie să vă înnoiți mintea. Spune să nu spuneți în voi înși vă. Avem ca tată pe Avram. Cu alte cuvinte, ți-ar spune ție astăzi, să nu spui în tine însumi, las că eu m-am născut în familie de pocăiți, să nu spui în tine însumi, eu sunt a treia, a patra generație de baptiști, sunt în regulă, să nu spui în tine însumi, părinții mei m-au învățat bine, eu merg de multă vreme la adunare, biserica noastră este o biserică bună, o adunare autentică, nu ca alte adunări apostate, să nu spui în tine însumi, să nu te bazezi pe altceva care ție nu ți s-a întâmplat. Să nu te bazezi pe ceva ce e în exteriorul tău. Că e tradiție, că-ți sfinți, că-s părinții tăi pocăiți, că e biserica ta care e o biserică poate extraordinară. Tu să poți să fii într-o adunare cu oameni extraordinari, cu oameni sfinți, cu oameni ai credințe. Tu poți să vii dintr-o familie în care au fost mari oameni prin care Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu i-a făcut mari. Oamenii credinței, oamenii sfințenii, oameni care au ascultat de Dumnezeu. Poate oameni care au fost martirizați, omorâți pe vremea comunismului. Și tu să fii o purcă, pui de năpârcă. De ce? Că te bazezi pe ei. Tu știi din ce familie vin eu. Și auzi deseori lucrurile acestea. Oameni care se întreabă, dar eu de ce să mă pocăiesc? Eu niciodată n-am făcut mari lucruri. Da, eu totdeauna am fost, da, m-am născut în familie de pocăiți. Și am mers la grupa de copii, am mers la fanfar, am mers după aceea la cor. Am învățat de mii Biblia, părinții mei m-au învățat și acum iau și eu botezul. Auzi foarte des în biserici, mărturia asta personală. Și este o mărturie personală a unui pui de năpârcă, care n-a experimentat niciodată nașterea din nou. Nu s-a pocăit niciodată. Știți care este tragedia? Eu de asta spun că mesajul ăsta al meu
este pentru toți. Este și pentru cei care sunt credincioși, pentru cei care nu sunt credincioși, pentru cei care sunt ortodoxi, baptiști, pentecostali, adventiști, creștini, băieți, ce-or mai fie ei. Și pentru păstorii, și pentru predicatori, și pentru mine care predic cuvântul lui Dumnezeu, și pentru evangheliști. Haideți să fim ca Ioan Botezătorul. De ce? Că mulți dintre noi nu suntem. Pentru că predicăm într-un anume mod, păstorim într-un anume mod, evangelizăm într-un anume mod în care produce pui de năpârci, în care dăm încredere și siguranță puilor de năpârci. Ne bucurăm că se face numărul. Că s-o mai pocăi cineva, zicem noi, s-o întors cineva, dar nu s-o întors de fapt, nu are nicio dovadă a pocăinței. Mai este cineva, îl boteză repede să fie număr la biserică. Ce ai făcut? Ai făcut o pui de năpârcă. El nu are nicio dovadă a pocăinței din viața lui. Nicio dovadă a pocăinței. Și bisericile parcă au ajuns așa într-un fel de concurență. Păstori, evangheliști, au ajuns într-un fel din asta de concurență. Hai să botezăm cât mai mulți. Câți din păstori au atitudinea profetică, discernământul spiritual, dumnezeiesc de la Duhul Sfânt pe care l-a avut Ioan Botezătorul să spună: Domnule, stai să vedem ce e aici. Să nu dăm puilor de năpârci o siguranță falsă a vieții veșnice. Să nu dăm puilor de năpârci o siguranță falsă cu privire la starea sufletelor lor. Oamenii ăștia au dovezi ale pocăințelor, oamenii ăștia au roade pocăințelor lor. Asta spunea în ziua botezului: faci ce-ți roade vrednice de pocăința voastră. Nu fugiți în felul ăsta de mânia viitoare. Nu aplicați botezul ca o formalitate, ca un ritual religios. Nu să freci repede mâna: ha, avem 3-4 oameni la botez, super, bine. Eu îmi doresc, eu cred că botezul este o poruncă a lui Dumnezeu. Eu mi-aș dori să se boteze toată lumea, dar mi-aș dori mai mult să se pocăiască înainte. Să fie pocăiți înainte să se boteze. Asta e dorința mea principală. Mai mult mi-aș dori să fie pocăiți, să facă roade vrednice de pocăința lor. Asta mi-aș dori, să văd o schimbare în viața lor. Nu să văd un ritual aplicat fără nicio temelie, fără niciun fundament, fără niciun substrat spiritual, fără naștere din nou, pentru că asta este o tragedie. Și ascultați-mă, sunt fabrici spirituale, religioase, de pui de năpârci. Fabrici în care membrii bisericii, păstorii, evangheliștii, slujitorii din biserica aceea încuviințează și fac, au transformat biserica într-o pepinieră, într-o îngrijire a puilor de năpârci. Favorizează apariția puilor de năpârci. Sunt adunări care sunt un magnet, atracție pentru puiile de năpârci. De ce? Pentru că dau botezul. Ușor. Lasă să aplice formalitatea. Nu e o pocăință foarte ieftină, foarte ușoară. O pocăință care n-a transformat și n-a schimbat nimic în viața lor. Și asta este o tragedie. Este o tragedie nu doar pentru biserici, că multe adunări se umplu de pui de năpârci. Este o tragedie nu doar pentru oameni aceia, că toată viața asta se chinuie încercând să trăiască o viață religioasă pe care nu poți să o trăiască, pentru că creștinismul este o religie supranaturală. Poate fi trăită numai prin puterea lui Dumnezeu și numai de către oameni născuți din nou. Dar tragedia are un aspect, are o dimensiune eternă. Ăsta este aspectul cel mai grav. Aș vrea ca împreună cu mine fiecare dintre noi să gândim serios la chestiunea asta. Să gândim serios dacă noi înșine nu suntem cumva în poziția asta. Dacă noi nu cumva facem parte dintr-o biserică care favorizează apariția, nașterea, da, puilor de năpârci. Dacă nu cumva am creat un culcuș foarte călduț pentru pui de năpârci, care stai acolo să se simtă bine, să creadă că sunt credincioși, să creadă că sunt pocăiți când ei de fapt nu sunt. Pentru simplu fapt că au o formalitate. Au o formalitate și au împlinit, domnule, ritualurile. Și au plicul de zeciuială, s-au botezat, vin la biserică când au ei chef sau când pot sau cine știe ce ritualuri împlinesc ei. Dar, în esență, nu este pocăință. Testul eliminatoriu ăsta este. Testul eliminatoriu este întoarcerea la Dumnezeu. Pocăința față de Dumnezeu. Încrederea totală numai în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului, pentru o viață schimbată pe pământul acesta, încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru tot ce privește eternitatea și viața mea. Tot este bazat doar pe Domnul Iisus Hristos. Este punctul acela în care, în urma iluminării, călăuzirii, deschiderii inimii pe care o face Duhul Sfânt, străpungerii inimii pe care o face Duhul Sfânt, în momentul acela capitulez la picioarele Domnului Iisus Hristos. Capitulez, cedez. Te oprești din alergătura în lumea aceasta, vii cu pocăință, cu mărturisirea păcatelor, cu regret, cu o dorință de a te întoarce la Dumnezeu, dorință produsă de Duhul Sfânt în noi, da? Există momentul acesta dramatic al vieții, acest travaliu spiritual prin care trebuie să treacă orice om ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta este întrebarea, dacă ai această experiență. Sunt multe moduri în care pot să o descrii. Astea sunt doar câteva cuvinte, poate slabe, pe care mi le-am găsit ca să explic
și să prezint ce ar trebui să se întâmple în viața fiecărui om. Îmi doresc pentru voi, îmi doresc mie în primul rând, îmi doresc copiilor mei, familiei mele, tuturor celor din adunarea mea. Îmi doresc pentru toți ca să treacă pe calea aceasta, pe calea nașterii din nou, pe calea pocăinței și a credinței, ca să aibă viața veșnică și de fapt să aibă această realitate extraordinară a cunoașterii singurului Dumnezeu adevărat. A acestei vieți în care trăiești fascinat de revelarea constantă, progresivă, continuă a măreției, a slavei, a frumuseții lui Dumnezeu prin cuvânt, prin rugăciune, împărtășia personală, împărtășia cu familia, împărtășia cu biserica. Asta este viața pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru noi. Să rămânem cu gândul acesta. Sunt sau nu sunt un pui de năpârcă? Fac parte dintr-o biserică în care pui de năpârci sunt primiți, sunt botezați, sunt lăsați poate să predice, sunt lăsați să dea îndemnul la rugăciune? În ce situație ne aflăm? Să dea Dumnezeu să fie clipul ăsta un moment de cercetare. Dacă considerați că e un mesaj care trebuie ascultat, care trebuie propovăduit, dați un like și dați un share să-l audă cât mai mulți. Ne auzim la următorul live.